Bun găsit, doamnelor și domnilor! Suntem într-un timp marcat de lumină, lumina unei sărbători foarte mari, cea mai mare sărbătoare creștinească, Învierea Domnului. Hristos a înviat și de aici pleacă tot ceea ce se întâmplă în modul nostru de a viețui, modul creștinesc. Pentru că știm, dacă Iisus Hristos n-ar fi înviat, spune Apostolul Pavel, totul e zadarnic, credința noastră e zadarnică. Deci credem că Hristos a înviat cu adevărat. Vorbim în această seară despre cum percepem această mare realitate care a împărțit lumea în două, am putea zice, învierea Domnului, unicul lucru nou sub soare, nu? Cum o percepem în propria viață. Și de asta vorbim despre învierea mea, învierea mea ca om, ca și creștin, prin experiența personală pe care o trăiesc în biserică sau poate ceva mai departe de biserică. Și de obicei, când vorbim de înviere, avem abordări istorice, ne gândim la un eveniment care s-a întâmplat cândva, avem o abordare, am putea zice, naturalistă, adică vedem că natura în jurul nostru e ciclică, există o reînviere a naturii și cei drept primăvara asta se întâmplă, natura revine la viață după o iarnă în care a stat, a hibernat, am putea zice, dar există și abordarea spirituală și despre acest tip de abordare aș vrea să vă propun să ne gândim și să vorbim în această seară și o facem împreună cu Părintele Daniel Benga, profesor de teologie ortodoxă la o universitate catolică din Germania, Universitatea Ludwig Maximilian, nu? Din München. Bine ați revenit la Trinitas TV! Doamne ajută, bine v-am regăsit! Părinte Daniel, ne bucurăm să fim împreună în preajma acestei sărbători aici în țară. Mulțumesc foarte mult! Poate numai o mică precizare, dacă se poate, referitor la universitatea pe care ați amintit-o. Este o universitate de stat, Universitatea Ludwig deci Maximilian. Nu este o universitate catolică, dar în cadrul ei funcționează trei facultăți de teologie, una catolică, una protestantă și una mai mică, ortodoxă, la care sunt și eu activ de un an și jumătate și... Ne bucurăm că reprezentați acolo teologia ortodoxă patriarh Daniel românească. Și v-am invitat să vorbim în aceste zile frumoase, luminoase de după Paști despre cum se reflectă acest mare eveniment, această mare întâmplare, am putea zice, învierea lui Hristos în viața mea de creștin personală. Și vă întreb dintr-un început, pentru că e o dilemă. Noi mărturisim, Hristos a înviat, adevărat a înviat, credem că El atunci s-a ridicat din morți, dar această înviere a rămas oarecum undeva izolată în istorie, atunci, acum 2000, aproape 2000 de ani, nu? Înviere în viața noastră, în istoria de după, n-a prea mai fost și am putea zice că timpul în care trăim este marcat puternic de moarte. Se moare în fiecare zi, se moare în fiecare clipă în lumea în care trăim. Și moartea provoacă mare suferință, o știm toți din experiența personală, când ne moare cineva drag. Cum să vorbim despre înviere în propria noastră experiență de credință când moartea ne marchează atât de puternic. E prima, începem abrupt. Da, e o întrebare centrală, e o întrebare foarte importantă, într-adevăr, pentru că și eu m-am lovit de ea în dialogurile pe care le port și în Occident cu oameni care poate nu au credință ca noi creștinii, auzind discursurile noastre despre faptul că moartea a fost biruită, evident că primim imediat, chiar eu am primit un e-mail după ce am publicat un text referitor la învierea Mântuitorului Hristos ca o salvare din moarte, spunând că moartea a fost biruită, foarte critic, în care mi s-a replicat, cum spuneați și mai devreme, stimate părinte profesor, vreau să vă anunț că moartea este cu noi, nu știu unde vedeți dumneavoastră moartea biruită. Această realitate, într-adevăr, trebuie explicată de către noi creștinii, în sensul în care aș face o distinție între două verbe. Noi nu spunem că Hristos a anulat moartea. Aici e foarte importantă distinția. Noi mărturisim în troparul
nostru de înviere, când cântăm atât de frumos, Hristos a înviat din morți cu moarte pe moarte, călcând și celor din morminte viață, dăruindu-le, noi nu spunem acolo, sau în alt text, moartea a fost anulată, ci noi spunem moartea a fost biruită. E biruința asupra morții. Lucru care are o diferență capitală. Pentru că dacă Mântuitorul Hristos ar fi vrut să anuleze moartea ca realitate istorică, așa cum o prezentăm noi, și să nu mai apară această lume ca o lume a morții, ar fi făcut-o. Dar el n-a făcut asta. El a făcut ceea ce Alexander Schmemann spunea la un moment dat, într-una din cărțile lui referitoare la postul cel mare, ca drum spre înviere, următorul lucru. A schimbat structura internă a morții, spune Schmemann în cartea lui. Acum, sigur că și asta e complicat. Ce înseamnă schimbarea structurii interne a morții? Înseamnă că despărțirea sufletului de trup, prin care noi înțelegem moartea, rămâne în continuare, deci noi trecem pe acest pământ și va veni acest moment al despărțirii, dar după despărțire, existența noastră are și o poartă care merge către lumină, către înviere, către raiul pe care Hristos l-a întemeiat. Poartă care era închisă înainte de învierea lui Hristos? Poartă care era închisă înainte de învierea lui Hristos, pentru că noi în realitatea vechi testamentară, care e singura revelație dumnezească pe care o posedăm și pe care o recunoaștem, se vorbea despre existența șeolului, despre existența unui spațiu în care toate sufletele mergeau, un spațiu al somnului, al nemișcării, și așa mai departe, dar posibilitatea de a avea parte de rai nu exista până atunci. Știu că și asta e o temă foarte complexă și nu e o înțelegere ușoară a realității, nici eu vă mărturisesc că n-am înțeles-o în totalitatea ei. Încercăm pe cât se poate să o facem acum. Deci, omul de când există, de la primul om, Adam, e făcut dintr-o materie, să zicem, perisabilă, nu? Sau inițial, probabil că n-a fost perisabilă, ci a fost o materie creată nemuritoare și ea împreună cu un suflet, cu o dublă structură în om, dihotomică, cum se spune în teologie, trup și suflet, sufletul nemuritor. Deci, incapabil să treacă prin experiența morții, deci doar sufletul. Materia, în schimb, o vedem și în viața fiecăruia dintre noi, se perimează, se trece, se cu trecerea timpului și ajunge să se descompună, asta înseamnă moarte. Dar sufletul rămâne nemuritor și sufletul lui Adam și sufletul tuturor celor care au trăit înainte de Iisus Hristos și de învierea lui. Dar sufletele lor erau într-un spațiu sau într-o stare asemănătoare cu moarte spirituală. Ce se întâmpla cu cei de dinainte? Pentru că e o întrebare și asta. Ce se întâmplă de fapt, ce face Iisus Hristos înviind El din morți, El ca om? Într-adevăr, e o temă foarte importantă și cred că aici ne ajută, chiar avem și pe fundal icoana învierii noastre. Această icoană învierii chiar o vedem cu Mântuitorul Hristos, care stă pe niște uși, sunt ușile iadului, ușile șeolului pe care El le sparge, intră în lăuntru acestui spațiu, al întunericului, al morții, cum îl cunoșteam noi până atunci, însă modul în care au existat aceste suflete, de la căderea lui Adam și până la venirea lui Hristos, ce s-a întâmplat cu ele, dacă au fost într-o adormire, pentru că ele n-au putut sta într-o chinuire, drepții Vechiului Testament nu puteau fi în stare de chin, ci e o stare de suspendare a acestei judecăți și a acestei realități în care toți au existat într-un întuneric pe care poate nu-l putem descrie și înțelege până la capăt, însă, odată cu venirea lui Hristos, se inaugurează raiul și tâlharul, vedem că intră primul rai fiind pe cruce, însă a discuta mai în profunzime despre această taină, eu nu știu alte elemente în momentul de față. Deci se deschide posibilitatea spre o stare cu totul nouă, care nu cunoscuseră cunoscuse omenirea de până la Hristos, o stare în care era o prezență îmbucurătoare, bănuiesc, zic și eu. Starea oamenilor de dinainte de învierea lui Hristos era una, nu știu dacă am putea zice de chin, dar exista un dor după ceva de neatins, probabil, nu?
Dorul acesta este exprimat, într-adevăr, și în scrierile vechi testamentare, în toate prorociile, în cartea lui Isaia, de exemplu, este chiar un strigăt: o, de te-ai pogorât și ai sfâșia cerurile, adică acest dor după veșnicie, după absolut, după nemurire, este peste tot, în toate culturile lor, numai în cultura iudaică și după aceea în cultura creștină. Vă dau un exemplu, am fost impresionat în urmă cu mulți ani, chiar am făcut o călătorie cu Facultatea Teologiei din București, cu profesorii de aici, ne-am dus în Egipt, în vechile temple ale Egiptului, și am văzut cum chiar zeii Egiptului dădeau muritorilor semnul Ankh. Ankh este un fel de cruce, dar nu seamănă întru totul cu crucea noastră, care era semnul nemuririi. Și în momentul în care zeul îți dădea acea cruce să o mănânci ca muritor, acel, să zicem, acea proformă sau primă formă a crucii, în momentul acela aveai parte de nemurire. Sau dacă luăm Babilonul, epopeea lui Gilgamesh, nu? Toate aceste mituri, să le numim, ale vechii lumi, vorbesc toate despre căutarea veșniciei de către om. Omul nu vrea să moară și dorul ăsta după rai, nostalgia aceasta a paradisului, a unei vieți fără sfârșit, este întemeiată în însăși crearea omului, așa cum povesteați și descrea și dumneavoastră mai devreme, în această suflare de viața lui Dumnezeu, când în Adam sufletul lui primește această veșnicie prin suflarea lui Dumnezeu. Când omul devine ființă vie, Părintele Galeriu mereu corectează textul aici când traduce și spune omul a devenit suflet viu, pentru că asta este ceea ce a suflat Dumnezeu. Dar și suflarea lui Dumnezeu rămâne de asemenea o taină. Adică noi ne aflăm aici care este partea din noi unde e suflarea lui Dumnezeu. Și aici antropologia patristică dă de asemenea răspunsuri complexe și diferite. Nu întotdeauna găsesc aceiași termeni ca să descrie ce este Dumnezeu în om, unde este Dumnezeu în om, în conștiința noastră. Părinții vorbesc de nous de asemenea, acea minte în cadrul căreia este și harul lui Dumnezeu. A existat și o antropologie trihotomică în care omul era văzut din trei părți, cum ar veni, partea omenească, cea trupească, partea sufletească și partea dumnezeiască. Antropologia însă ortodoxă, definită de sinodele ecumenice, a mers pe o antropologie dihotomică în care a văzut în această parte sufletească a noastră și pe cea dumnezeiască, Dumnezeul care s-a sărășluit în noi și care este așezat în ceea ce noi numim conștiința pe care o purtăm și care este glasul lui în noi, care întotdeauna strigă. Deci firea aceasta omenească pe care Iisus Hristos a luat-o și a avut-o ca om e transformată în potențial, am putea spune. În Iisus Hristos s-a transformat cu totul, pentru că El a ieșit din moarte. A murit, știm, pe cruce, nevinovat, dar și-a ieșit din mormânt. Și venim la acest moment pe care îl sărbătorim totdeauna de Paști, cu emoție, cei care trăim în biserică, pentru că e o atmosferă pe care o creează rânduiala bisericii, o atmosferă extraordinară. Desigur că Iisus Hristos nu înviază încă o dată, dar noi retrăim tot ceea ce s-a întâmplat cândva în istorie, prin slujbele și prin rânduielile pe care le avem. Dar atunci când s-a întâmplat, în relatarea Noului Testament, totul este foarte discret arătat. Nu este ceva care să șocheze. Pentru că un mort care se ridică și se manifestă ca un om viu după ce a murit, e un lucru șocant. Să ne amintim de învierea lui Lazar, nu? I-a șocat pe toți. Când l-a înviat, l-a scos pe Lazar din mormânt. Dar Iisus Hristos înviază într-un mod discret. De ce alege Dumnezeu să facă lucrurile așa, cu discreție, fără să, știu eu, să ne lovească cu evidența? Că învierea e o evidență care trebuie să ne atingă, nu? De ce face Dumnezeu lucrurile așa de discret în ceea ce privește învierea Domnului și nu numai învierea, ci și alte lucruri? Da, aici sigur că trebuie înțeles toată această discreție pe care foarte corect ați și descris-o mai devreme, că așa este, într-un cerc mai larg al întregii istorii a lui Dumnezeu cu lumea. Și anume, întreaga istorie a lui Dumnezeu cu lumea are un numitor comun. Și acest numitor comun este iubirea. Dacă citim toate textele patristice, biblice, vedem că Dumnezeu a creat lumea din iubire. Iubirea lui față de această lume constă în următorul lucru, ca și altcineva, adică noi muritorii, să avem putința
de a fi părtaș la bucuria existenței. Lumea ca o sărbătoare, această mare sărbătoare care este viața, creată de Dumnezeu, este făcută ca și noi să intrăm în această istorie a iubirii pe care Dumnezeu o deschide cu crearea lumii. Însă, iubirea, ca să fie posibilă, are nevoie de libertate. Știm foarte bine lucrul ăsta. Și în momentul în care libertatea e distrusă, iubirea nu mai e posibilă. Dacă eu v-aș obliga pe dumneavoastră să mă iubiți sau dumneavoastră pe mine, sau soțul pe soție și soția pe soț, sigur n-ar fi iubire, pentru că nu e posibilă iubirea în afara libertății. Și atunci avem de a face cu o ecuație. Dumnezeu avea variante multiple, dar cea mai delicată și cea mai frumoasă pe care a ales-o a fost varianta drumului iubirii totale, care presupune libertatea. Și pentru a nu forța această libertate a noastră, pentru a nu o subjuga prin atotputernicie, că în Dumnezeu toate sunt prezente, așa cum spuneați, se putea impune Mântuitorul la înviere foarte, foarte rapid pentru o astfel de arătare. De ce nu s-a arătat și nu se arată până azi? Ce ar însemna un Dumnezeu care ar deveni evident în toate momentele vieții noastre? Știți ce ar însemna? O frică totală în noi. Uh-huh. Pentru că noi n-am mai împlini poruncile Lui sau ceea ce El a lăsat, bucuria aceasta a trăirii, prin faptul că iubim și prin faptul că suntem înfricoșați. Luăm un exemplu, noaptea de înviere. Ce ar fi ca noaptea de înviere, nu la ora 12 când se împarte lumina, ci la ora 10, ca să avem timp să ne pregătim, să vină Dumnezeu cu un car de foc și cu un bici și să strige odată tare pe toate bulevardele Bucureștiului și să spună: oameni buni, am înviat, veniți la înviere. Cine nu vine va fi pedepsit, va fi pedepsit cu moartea. Luăm un exemplu, da? Dacă facem un astfel de scenariu, probabil că de frică am venit toți. Dar cel mai mare dar pe care Dumnezeu ne-a lăsat este libertatea și această libertate e ca o scară pe care urci și cobori. Și în afară ei nu-i posibilă iubirea și de aceea și discreția învierii, că asta încercam noi să înțelegem acum. Discreția învierii e la fel ca și discreția nașterii sale pe pământ, într-o peșteră, unde nimeni nu se aștepta ca Dumnezeu să se coboare. Înălțarea la ceruri, de asemenea discretă, pogorârea Duhului Sfânt, de asemenea discretă, chiar dacă s-a văzut focul peste apostoli. Și cred că singurul sau unul dintre posibile răspunsuri, nu știu dacă e singurul răspuns pe care îl putem da, este această explicație că în delicatețea lui Dumnezeu ne lasă această libertate și pentru a putea iubi cu adevărat și liberi. Și aș mai da aici un exemplu, dacă mi îngăduiți, fără să mă lungesc prea mult, pe care l-am găsit la Nicolae Steinhardt, într-una din predicile lui, cred, sau în Jurnalul Fericirii, care comentează convertirea unui păcătos și pune o întrebare foarte interesantă în textul respectiv. Întreabă el: care este cea mai mare minune pe care a făcut-o sau ar putea o face Dumnezeu? Se întreabă el. Răspunsul pe care îl dă nu e învierea. Noi acum sigur că putem socoti în această vreme a învierii că învierea e cea mai mare minune. Dar dacă o luăm din perspectiva lui Dumnezeu, nu e o minune prea mare. De ce? Pentru că El este mai mare decât moartea. E tot puternic. El este viață. El este totul. Dacă voia, nu cunoaște moartea. Da. Da, dacă voia să nu fie moarte și voia să ne mântuie într-un alt mod, nu discret, cum încercăm noi să subliniem astăzi, ci într-un mod atotputernic, ne mântuia prin atotputernicie și prin obligație. Dar nu ne-a mântuit așa. Și poate aici teologia ortodoxă este cea care a înțeles această delicatețe un pic mai bine, cred eu, decât unele teologii occidentale care mereu vedeau raportul dintre om și Dumnezeu ca un raport medieval, între stăpân și supus, cumva. Da, noi suntem prieteni în multe locuri, spune Mântuitorul, că nu vă mai numesc pe voi slujitori, acum sunteți prieteni, pentru că prietenul știe ce face stăpânul. Și în această relație de prietenie se naște un mod de a fi discret și frumos al lui Dumnezeu în relația cu noi. Revin acum la Nicolae Steinhardt și la textul pe care l-am primit. Și îl răspunde la întrebare, care e cea mai mare minune? Și îl spune, cea mai mare minune nu este nici învierea, nici potolirea furtunii pe mare, nici nimic din ceea ce Dumnezeu poate face prin atotputernicie, ci este ceea ce El nu poate face. Acolo unde se schimbă ceva, unde Dumnezeu nu poate face nimic. Și atunci, cred că intuiți unde e locul ăla. Este adâncul sufletului. Da. Dumnezeu nu poate schimba cu forța un om. De ce? Pentru că nu că nu ar putea, nu alege drumul ăsta niciodată. Și exemplele pe care Steinhardt le dă sunt din pustia Egiptului. Moise, arabul, un mare sfânt la moaștele căruia eu m-am și închinat în urmă cu 15 ani în Egipt, într-una din mănăstirile de acolo, a fost tâlhar la drumul mare. Și îl spune, asta e o minune. Când un tâlhar la drumul mare își schimbă viața și devine un om drept, un om care simte puterea lui Dumnezeu și care îl iubește după aceea pe Dumnezeu din inimă.
Și lucrurile astea cred că sunt frumoase. Sau un alt exemplu, că l-am avut acum în post de curând, Sfânta Maria Egipteanca, da. Nu? Avem tot la fel un loc, un suflet, o femeie cu păcate mari, care deodată chemată de iubire, intră într-un pustiu și în lacrimi și neacă păcatele, cum spune frumos viața, și urcă spre cer. Și da, asta e minunea. Și lacrimi curse, ca să ne referim la, și la dimensiunea asta temporală, 47 de ani, o viață de om, de pocăință, pentru o viață dusă în păcat, ca dimensiune probabil mai mică decât ceea ce fac. E uimitor, adică te rămâi într-o admirație și într-o uimire extraordinară, da, în fața unei asemenea vieți. Da. Și într-adevăr, e aici. Deci putem vorbi de un timp sau de un parcurs al învierii în cazul Mariei Egipteanca și a oricărui convertit, nu? Convertirea, de fapt, e un sinonim cu o înviere personală. Da, asta e o altă temă foarte frumoasă și importantă, pentru că e învierea. Noi, dacă am putea, ar fi frumos să înviem în fiecare an câte un pic. Mă înțelegeți? Sau fiecare zi. Până la învierea finală sau în fiecare zi, pentru că mi-aduc aminte de un citat din fericitul Augustin în Confesiuni. El ar fi vrut să se convertească, mărturisește într-una din cărțile de acolo, dar nu putea. Nu putea să se lepede nici de păcat, nici de concubina cu care trăia, nici de alte patimi. Și un prieten de-al lui s-a convertit și atunci își pune el întrebarea în confesiuni și se întreabă: cum ai pătruns tu în acel suflet? Îl întreabă pe Dumnezeu: cum ai pătruns, Doamne? De unde ai dat tu puterea aceluia să se schimbe, să meargă spre tine? Și după aceea a avut și el șansa asta ca Dumnezeu să se pogoare și în sufletul lui și să-i dea, cum să numim noi, acea ușurință de a te lepăda de păcat, de a lăsa totul deoparte și de a zbura, cum ar veni, de a prinde aripi. Pentru că într-un proces de convertire, cum spuneați mai devreme, nu se întâmplă totul odată. Eu chiar am un curs, se numește Etosul Creștinismului Antic, și în acest curs am un capitol dăruit convertirii, dedicat convertirii. Și în capitolul ăsta am un subcapitol care știți cum se numește, conversio continua. Convertirea continuă sau neîncetată. Un om autentic, dacă suntem creștini adevărați, noi niciodată nu ne-am întors la Dumnezeu de plin. Tot timpul mai e un loc acolo de deci, inimă. Întoarcerea nu e ca un flash existențial, așa, care te-a întors și rămâi întors tot timpul, ci trebuie să se întâmple tot timpul, permanent. Există, poate am participat la o conferință foarte interesantă în Occident, cu ani în urmă, delegat fiind de Părintele Patriar Teoctist, despre era o consfătuire pentru Europa pe tema misiunii creștine. Și acolo a fost, la un moment dat, o jumătate de zi dăruită așa numitelor călătorii în credință, că încercăm să discutăm. Și au început oameni să-și povestească viața, dar în special din confesiuni protestante erau prezenți. Mm-hmm. Și ei puteau să-ți dea cu secunda și cu ziua momentul în care ei l-au întâlnit pe Hristos și de acolo s-a schimbat viața și era un reper. Și mi-am dat seama că noi nu avem așa ceva. Noi ortodoxi. Noi nu avem un moment în care să spunem acela e momentul. De ce? Pentru că la noi aceste momente se repetă neîncetat. Vă dau exemplu că discutăm despre experiența învierii în viața noastră, cumva în emisiunea asta. În viața mea, sau în viețile noastre, vorbesc despre mine acum, am momente când am crezut că am trăit învierea cu adevărat și peste ani de zile mi-am dat seama că încă n-am înțeles nici puțin din taina învierii. Înțelegeți? Pentru că e vorba de un parcurs spiritual pe care îl faci. Și aici avem un exemplu celebru pe Sfântul Ignatie Teoforu, purtătorul de Dumnezeu, martir, la începutul secolului II, în timpul împăratului Traian, în 106-107, moare ca martir la Roma. Și știți ce face? În drumul spre martiriu, le scrie romanilor o scrisoare în care îi roagă să nu intervină la împărat ca să scape, dar în mai multe locuri în acea epistolă știți ce spune? Abia acum încep să devin ucenic. Lucru care pe mine m-a impresionat atât de mult. Adică cum un episcop cu viață sfântă, un om deosebit, care și-a dorit toată viața lui Hristos, e pe drumul spre moarte și abia atunci. De ce? Pentru că atunci el a trăit, și aici e foarte important pentru emisiunea noastră, a depășit frica de moarte. Pentru că noi suntem cuprinși, că începusem discuția chiar așa, de această frică a morții care ne biruie, ne domină și chiar psihologii moderni spun că dacă am biruit frica de moarte, am biruit toate fricile noastre. Și cred că e adevărat lucrul ăsta. E, până la urmă, e cea mai puternică frică pe care o trăim noi oamenii. Poate că, da, moartea așa ca un element de necunoscut, pentru că nu suntem foarte siguri ce este după. Credem, noi creștinii credem că se continuă viața de după moartea aceasta fizică și
nădăjduim tot să ajungem în starea aceea frumoasă, în preajma lui Dumnezeu, dar totuși rămâne o incertitudine, rămâne o sămânță de îndoială și cred că asta provoacă frica. Și mai e ceva legat de moarte, ca un exercițiu de asceză. Toți monahii spun că gândul la moarte te disciplinează, te corectează în, niște devieri pe care le poți avea în viață. Eu văd oarecare contradicție aici. Într-o cultură a învierii și într-o credință a învierii, cum e creștinismul, să fie permanența aceasta a gândului la moarte, mi se pare puțin incoerent. Ce ziceți? Cum e? Da, sigur că pentru a da un răspuns adevărat asupra tuturor elementelor care fac viața, trebuie să vezi întregul. A vedea numai viața fără moarte, fără acest, să spunem, moment al despărțirii și al plecării dincolo, nu cred că este o vedere corectă a vieții. Mi-aduc aminte că unul din profesorii noștri ne învăța un lucru extraordinar. Când eram studenți aici, ne spunea: vreți să vedeți ce-i viața? Și noi toți eram la 19 ani tineri, vrem! Și el spune: mergeți în belul în cimitir. Și atunci asta a fost, cred că, provocare. Sau într-o mănăstire, du-te în osuar. Și acolo sunt pe rafturi, nu le mănăstiri, mai ales la Athos, sunt așezate craniile celor care au trăit înaintea celor vii în mănăstirea respectivă. Și e un exercițiu de a-ți vedea, cum să spun eu, latura materială care ține de o nimicnicie a unei trăiri, nu? Dar așa cum spuneați, într-adevăr, ele coexistă. Foarte multă pocăință, de multe ori avem gândul la moarte, cum spuneați. Dar sigur că ceea ce predomină, acum mă uit la mine, numai trăind totuși în lumile noastre, răsăriteană și apuseană, fiind adesea și în Germania și mai trecând prin biserici, totuși în toate bisericile noastre este Hristos cel înviat, pe tetrapodul pe care îl punem. Într-o biserică, dacă ne uităm în abside după aceea, este învierea lui Hristos. În timp ce mă uitam în bisericile occidentale, totuși predomină răstignirea, patimile Mântuitorului. Ceea ce e interesant cumva, pentru că în culturile noastre, să numim creștine, accentul pe înviere e mult mai puternic pus la noi. Și asta e un lucru foarte frumos. Deși amintim crucea, iar e interesant, am cinstit Sfânta Cruce în Sfântul și Marele Post, dar troparul ei e atât de clar și spune: crucii tale ne închină Hristoase și sfântă învierea ta o lădăm și o slăvim. Întotdeauna, dacă punem moartea, avem și învierea alături de ea. Întotdeauna când punem crucea, avem și învierea alături și biruința asupra morții prin cruce. Sigur că nu știu cum putem rezolva paradoxul, cum spuneați dumneavoastră. Nu putem crea un spațiu al unei culturi sau al unei teologii în care nu mai vorbim despre moarte, pentru că învierea e totul. Moartea rămâne, așa cum noi la început și discutăm, nu ca o realitate anulată. Dacă Hristos ar fi anulat moartea, nu ar fi biruit-o, numai de el a biruit-o. Biruind moartea în modul intern pe care noi l-am stabilit la începutul discuției noastre, sigur că ea rămâne ca realitate, nefiind anulată ca o existență istorică. Și atunci rămâne discursul nostru care pendulează mereu între viață și moarte. Dar cum să înțelegem și cum să vedem ceea ce s-a întâmplat în momentul învierii lui Hristos? Din Evanghelii știm că morții s-au sculat din morminte. Există la un moment dat această remarcă, nu știu dacă la mai mulți evangheliști sau doar la unul, dar există amănuntul acesta, că în momentul învierii acelei discrete, noaptea, în singurătate, Iisus Hristos a ieșit din mormânt, nici măcar soldații care păzeau n-au văzut cum s-au întâmplat lucrurile, pentru că adormiseră, așa ne spune Evanghelia. Dar în acel moment au văzut, unii oameni au văzut pe oameni, pe alții care trecuseră dincolo, că umblau și au ieșit din cimitir. Spăimântător tablou. Da. Ce să spunem? Ce s-a întâmplat de fapt atunci? Eu cred că e foarte greu de dat o explicație la lucrul acesta, care, așa cum spuneam și mai devreme, apare foarte discret, într-adevăr, într-unul din versetele Evanghelilor, că mulți s-au ridicat din morți.
Sigur că această realitate descrie un pic taina despre care vorbeam noi, faptul că Hristos a deschis ușile raiului și de acolo au ieșit morții care au înviat. Maniera însă în care s-au arătat ei, mă gândeam chiar la arătarea lui Lazar, care a fost înviat și a fost văzut, toate rămân lucruri pe care nu știu cât le putem noi înțelege azi și cât am putea să le explicăm teologic, adică mie greu să dau o explicație a acelei realități și să vedem ce s-a întâmplat, cu cine au vorbit acei oameni, s-au reîntors din nou, pentru că aici are o chestiune foarte interesantă pe care trebuie să o remarcăm că tot vorbim de înviere, și anume învierea Mântuitorului nu este reîntoarcerea la vechiul mod de viață. Și asta e un lucru foarte important. Dacă nu e reîntoarcerea la vechiul mod de viață și acele învieri pe care le avem noi nu sunt nici învierea lui Lazar, nici învierea fiicei lui Iair sau a fiului văduvei din Ain, avem trei învieri. Da. Părintele Patriarh Daniel foarte frumos subliniază mereu în cuvântele dânsului că aceste învieri nu sunt la fel ca învierea lui Hristos. Da. Aceste învieri au fost readuceri la vechea viață biologică. O revitalizare. O revitalizare. Ce se întâmplă în înviere și în aceste trupuri, în sufletele pe care le menționează Evangheliile, că au ieșit din morminte, avem de-a face probabil cu aceeași realitate a unor trupuri și suflete înviate, care s-au arătat probabil cum avem și arătările Mântuitorului. Adică niște realități pe care nu le puteai cuprinde, care n-au fost decât trecătoare și care au dat o mărturie pentru taina aceasta învierii lui Hristos. Altceva n-am putea interpreta. Oamenii aceștia beneficiari ai minunii învierii, e vorba de Lazar, fiica lui Iair și fiul văduvei din Nain, au murit a doua oară. Deci sunt oameni care au murit de două ori. Pentru că învierea, cum ați zis, nu le-a anulat moartea. Moartea aceasta fizică înțeleasă de noi ca despărțire dintre trup și suflet. Atunci, tot sensul învierii în viața mea, în experiența mea personală, este unul spiritual. Adică se referă la o stare a sufletului care se transformă. Adică învierea, asta înseamnă transformarea acestei stări. Nu materialmente vorbind, pentru că materia își urmează cursul ei de structură perisabilă, nu? Care se degradează odată cu trecerea timpului. Dar se întâmplă ceva cu partea sufletească a omului. Dacă vrea omul, desigur. Da. Bun, aici e deja o întrebare foarte concretă și clară. Aș spune așa că, dincolo de ceea ce povestiți și ați redat mea asta, această înviere a sufletului, învierea sufletului are efecte și asupra trupului, cumva. Adică noi vorbim, chiar dacă trupul se degradează, dar cred, luăm un exemplu foarte simplu, dacă un om este întunecat și în afara învierii, vom vedea și pe chipul lui întunericul neînvierii. Dacă un om este luminat de puterea învierii în sufletul său, evident, cum spuneați, sigur că asta luminează un pic și trupul, adică această pătrundere, să o numim o pneumatizare a trupului, în care patimile care merg, nu știu, prin celulele noastre, prin toate pornirile, prin voință și așa mai departe, țin omul împreună și această înviere, sigur că nu poți trăi cu trupul. Evident că ceea ce ați povestit este clar, trupul se degradează. Dar în același timp, în această viață, spun părinții bisericii, este și o pneumatizare a trupului. Adică trupurile nu rămân totuși la fel până la moarte, deși toate mor, se vor degrada, pentru că vom învia cu trupurile pe care le-am avut aici pe pământ și sigur că realitatea aceasta, relația trup-suflet, rămâne. Însă acum, dincolo de faptul că și în trup lucrează această înviere, rămâne întrebarea foarte legitimă pe care o puneți: ce înseamnă învierea? Până la urmă, cum am înviat? Și aici să știți că ne aflăm într-o realitate foarte complicată, cumva, că poate fi numai o mică euforie. Ne bucurăm atunci și credem că am înviat, dar am înviat noi cu adevărat. Și această înviere se referă, dacă vedem chiar viețile părinților, în triod, spre exemplu. Sfinții din mănăstirile Palestine, ne spune viața Sfintei Marie Egipteanca, în duminica ortodoxiei, în prima duminică din post, își luau cu ei niște smochine, niște curmale și o felie de pâine sau o pâine cu ei și plecau până la duminica florilor și petreceau în pustie ca să omoare patimile trupului, să se roage mai bine și să le învieze sufletul. Și ce înseamnă învierea? Roadele învierii, de fapt,
sunt o urcare pe scara virtuților. Eu altfel nu pot să explic lucrul ăsta. Adică, un suflet care n-a fost foarte, foarte bun, devine mai bun. Un suflet care n-a fost deloc iertător și nu putea să ierte, lucrând, rugându-se, plângând, primește darul iertării și această libertate de a trăi în iertare. Unul care își vorbea pe aproapele său, luptă cu această patimă și învierea pentru el înseamnă că a depășit această, cum să o numesc, problema vieții lui, devenind un pic mai atent la ceea ce face. Și eu mă gândesc, de curând am primit o scrisoare, să știți, chiar de la cineva prin e-mail, un credincios din München, care îmi pune următoarea dilemă. E un om foarte sincer și foarte, foarte căutător. E medic și spune, părinte, zice, vă mulțumim că ne predicați. Nu numai dumneavoastră. De 20 de ani sunt în biserica asta și dacă n-am auzit sute de predici frumoase, însă observ ceva, în primul rând la mine, dar și la ceilalți oameni, că omul se schimbă foarte greu. Da. Și remarcă el, rămân tot în lucrurile în care am fost și până acum. Ori învierea lui Hristos este de fapt o mare libertate. Învierea este libertate în fața morții. Asta este cea mai mare libertate pe care o poate avea un om. Dar până să o ai pe asta de plină, îți trebuie alte libertăți. Părintele Patriarh, îl citesc a doua oară acum, are o chestiune foarte frumoasă când spune, are o sintagmă pe care a prezentat-o în anul 2001 la Strasbourg și nu nici acum când s-a semnat un document important, a spus așa, creștinismul fără înviere este o religie pentru sclavi. Creștinismul fără înviere e o religie pentru sclavi. De ce? Adică unor oameni neliberi. Neliberi. Pentru că dacă eu nu am răspuns la problema morții, toată zbaterea mea este în zadar. Însă, pentru a avea și o parte de nemurire, trebuie să fiu atent și să nu mă leg de ceea ce moare în mine. Și ceea ce, de moartea din mine. Și moartea în mine este răutatea, este tot păcatul. Mm-hmm. Și atunci, sigur că biruința învierii noastre ar fi o biruință asupra păcatului, cum încercam să spunem și mai devreme, un pic exemplificând. Eu m-aș vedea pe mine înviat, dacă m-ați întrebat, părinte, până ce ați înviat? Că ne poate întreba cineva, până ce am înviat învierea asta? Dacă, de exemplu, în două elemente ale vieții mele, cu care încă nu reușeam să vin la o lumină, aș fi biruitor, nu prin puterea mea, prin efortul meu și lupta mea, dar până harul lui Dumnezeu și până dragostea lui. Pentru că nu primești totul în tine. Adică nu prin faptul că faci, de exemplu, rugăciunea inimii o pot face mii de oameni, zeci de mii de oameni. Dar darul rugăciunii îl primești numai câțiva aleși pe care îi alege Dumnezeu. Sfântul Siluan Atonitu, de exemplu, după, nu știu, două săptămâni, dacă nu mă înșel, s-a rugat și a primit darul rugăciunii neîncetate. Și cred că asta este învierea în viața noastră. Însă aici intervin câteva dileme, poate mai spun numai un gând și sigur să continuăm. Noi spunem, Hristos a înviat, adevărat a înviat, de acord, da? Bun. Însă, ce înseamnă? Că asta e o mărturisire de credință, da? Noi, de fapt, ne salutăm 40 de zile după înviere printr-o mărturisire de credință, ceea ce este fantastic și foarte frumos lucru de neînchipuit în societățile occidentale, de exemplu, astăzi, unde s-a pierdut acest lucru. Dar el e frumos. Da. Însă nu ajunge numai salutul în sine. Că eu dacă Hristos a înviat, adevărat a înviat, mergem la cârciumă, bem până nu mai putem, pahar, da? Da, până nu mai putem merge pe picioare, venim acasă, suntem agresivi în familie, vorbim urât cu toți sau înjurăm pe cei pe care îi întâlnim pe cale și atunci ce am făcut cu acest salut? Ce am făcut noi cu salutul ăsta? Ori aici cred că iar e o cheie la întrebarea noastră, învierea în viața mea concret, ce trebuie să însemne? Trebuie să însemne că dacă am zis Hristos a înviat, către dumneavoastră și dumneavoastră mi-a spus mie adevărat a înviat, credem împreună în niște valori. Ce înseamnă că a înviat Hristos? A înviat iertarea, că El ne-a iertat pe toți. A înviat iubirea, da. A înviat jertfa de sine fără interes, a înviat bunătatea. Astea sunt valorile învierii. Și în momentul în care aceste valori devin parte din viața noastră, de eu zic măcar un pic, că am întâlnit foarte mulți curajoși care când începe postul, vor să se îndumnezească în câteva săptămâni. Și nu știu dacă e posibil. Dar eu zis, mici pași. Vă întreb acum, mi-a venit întrebarea aceasta când vă ascultam. Lucrurile astea nu puteau fi schimbate în lumea aceasta, în omenirea aceasta, fără cruce și fără înviere? Adică se putea, știu, printr-un discurs convingător al lui Iisus Hristos, pe care l-a avut până la momentul crucii, care a produs și momentul învierii, nu? Minunile pe care le-a făcut, predicile pe care le-a ținut, era foarte convingător și a convins, într-adevăr, pe mulți.
nu se putea face schimbarea aceasta în a iubi, în a ierta, în a fi bun în om fără experiența discurs. Aceasta a crucii și a învierii. E o întrebare pe care și eu mi-am pus-o adesea și care e o întrebare foarte importantă. Răspunsul poate fi simplu. Normal că da. Se putea. Se putea. Dar nu putea Dumnezeu cu atât puternicia lui. Dar n-a ales Dumnezeu calea aia. Și întotdeauna când îmi vine rândul să predic despre Sfânta Cruce, îi întreb pe credincioșii care sunt acolo, de ce credeți că avem noi semnul acesta al Sfintei Cruci? Și răspuns la întrebare, nu l-am ales noi. Dumnezeu n-a ales pentru noi nicio floare, nici un trandafir ca simbol. Noi avem creștinii un simbol ales de Dumnezeu însuși. Și aici sigur că intrăm într-o problemă teologică foarte complexă, pe care cred că Părintele Galeriu, cu foarte mare măestrie, mereu o povestea când vorbea de înviere, mielul jertfit înainte de facerea lumii. Înainte ca lumea să se existe. Dumnezeu știa de căderea lui Adam, știa de toate și a ales ca mod de a o mântui crucea. Până de la urmă, aceea, cheia este într-un cuvânt, iubire. Dumnezeu a făcut totul din iubire și nu putea fără cruce, pentru că iubirea presupune trecerea prin experiența aceasta a jertfei, nu? Da, asta este totul. Și în momentul în care vedem lucrurile așa, că Dumnezeu însuși alege crucea, își dăruiește viața, ajungem la un principiu al vieții pe care Sfântul Maxim Mărturisitorul l-a definit foarte simplu, spunând, în viziunea creștină toate se cer după cruce. Totul e așa făcut. Și este paradoxal, să știți, că chiar vorbeam și mă întreba și pe mine, vorbim foarte mult de înviere și tot timpul și moarte pe buze noastre, să ne pregătim pentru moarte. Cultura vieții și cultura învierii nu este posibilă fără taina crucii. Și acest lucru spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, cum ziceam mai devreme, în viața aceasta toate se cer după cruce. Și vedeți că e paradoxal totul, spune Evanghelia. Cruce, am putea spune, egal sacrificiu. Nu? Da, vrei să... Da. Vrei să crești, trebuie să sacrifici ceva. Da, da, da. Și dacă luăm tot mesajul creștin, să știți, sunt valorile lumii întoarse pe dos. De ce? Spune, vrei să te înalți? Smerește-te. Vrei să înviezi? Trebuie să mori. Vrei să-ți câștigi sufletul? Trebuie să-l pierzi. Ne aflăm într-o lume a paradoxurilor. Și sigur că asta face iar la fel de frumos sau la fel de frumoasă credința noastră sau la fel de frumos creștinismul, pentru că nu ne duce într-o chestiune în care totul este blocat. Este un loc în care totul este deschis, în care taina rămâne, ceea ce povestim noi nu ajunge poate nici la 1% din această taină pe care nu putem explica. Avem cuvintele noastre, avem conceptele sărace, dar aș face o comparație, probabil că e precum universul. Oamenii de știință spun astăzi, cunoaștem 1% din univers. Putem spune și noi, cunoaștem 1% din taina învierii, dar știm că ea există. Aceasta este nădejdea noastră, este speranța, e, nu știu, siguranța de care ne mai ținem în dorul nostru de a ne revedea cu cei pe care îi iubim, pentru că, vedeți, un element fundamental nu l-am dat și bine în contextul ăsta. Care este elementul fundamental al iubirii? Este veșnicia. Iubirea e veșnică. Uh-huh. Sfântul Apostol Pavel spune că dacă iubești cu adevărat, tu nu poți iubi decât veșnic. Eu nu pot să, că noi ne iubim pe aici pe pământ câte 5 minute, de 2 ori, de 3 ori și plecăm. Nu, cel care se angajează într-un dialog de iubire e veșnic. Dumnezeu nu angajează un dialog de iubire cu noi pentru 50 de ani sau 80. El, dacă a angajat un dialog de iubire, el merge până în veșnicie și asta întemeiază veșnicia. De fapt, nici nu ar putea altfel, de vreme ce Dumnezeu, în dimensiunea în care există, veșnică, atemporală, unde nu e nimic împărțit pe secunde sau știu pe ce alte categorii, tot ceea ce face sau ceea ce lucrează e permanent la fel, veșnic, nu? Vreau să vă supun atenției o zicere a Mântuitorului Hristos, care la fel întreține speranța și credința noastră în înviere. El spune la un moment dat, mi se pare că după dialogul cu cele două surori ale lui Lazar, care îi reproșează oarecum că dacă ar fi fost el de față, Lazar n-ar fi murit. El se îmbolnăvise, da, Lazar, da. Și a trecut dincolo. Și El le spune că eu sunt învierea și viața, oricine trăiește și crede în mine nu va muri în veac. Sunt cuvinte frumoase. Adică, cum să nu mori în veac? Adică, iară ne întoarcem, murim. Da.
se referă la nemoarte sau la viața aceea la un alt nivel decât ăsta în care trăim acum. Bun, aici ar trebui, așa este, aici ar trebui să introducem o nouă dimensiune, să spunem așa, definirii morții, pentru că noi am definit-o numai în modul în care moartea este despărțirea sufletului de trup. Dar există și texte care vorbesc despre moartea sufletului. Și moartea sufletului este moment, de exemplu, deznădejdea. Păcatul deznădejdii este considerat a fi moarte sufletească. Adică un suflet omenesc care nu mai are speranță în nimic, care nu mai vede lumină, care nu mai vede decât întuneric, îndepărtare de Dumnezeu, cazurile de sinucidere, de exemplu, sunt cazuri de pietere a speranței. Și aceasta este moartea pe care biserica niciodată nu a susținut-o, nu a promovat-o și împotriva care a luptat. Ceea ce este cel mai important nu este să-ți fie frică de faptul că te desparți de trup, ci să-ți fie frică că te-ai îndepărtat de Dumnezeu, că ai pierdut toată această lumină despre care vorbeam. Și atunci, în momentul în care Mântuitorul spune cel ce trăiește în mine sau trăiește cu mine, nu va muri în veac, sau Evanghelia după Matei, capitolul 6, când vorbește despre pâinea vieții care s-a coborât din cer, pe care dacă cineva o mănâncă, nu moare niciodată. Sunt multe locuri, da, ucenicul Ioan se spune că nu va muri niciodată. Nu se referă la această moarte ca despărțire de trup, prin care toți trebuie să trecem, cum spuneam și mai devreme, și pe care Dumnezeu, în atotputernicia Lui, n-a anulat-o. Un arhimandrit american la un moment dat avea o chestiune foarte interesantă referitor și la întrebarea de mai devreme, de ce crucea până la urmă, adică nu putea Dumnezeu altfel, și el remarcă un paradox foarte interesant. Zice, noi creștinii suntem cumva caragioși de multe ori, totul purtăm Sfintele Cruci la piept, le punem în casele noastre, deasupra caselor, cum le punem noi românii, la marginile drumurilor, și spune el, dar în momentul în care vin în viața noastră, le respingem. Doamne, dar de ce mie? Dar totuși nu vreau eu. Dar nu e semnul Lui? Dar sigur că e greu. Aici trebuie puterea duhovnicească a învierii despre care vorbeam, de a lua crucea, de a accepta ceea ce este dat. Și sigur că noi vorbim acum teoretic, e greu când ești în pat, bolnav și trebuie să duci suferința în fiecare zi. Dar să știți că sunt și persoane care duc cu puterea învierii într-o mare bucurie suferințele lor. Am întâlnit astfel de oameni operați de N ori, care nu mai știau nici unde sunt organele în corpul lor. Chiar noi am avut o studentă la București, din Ploiești era, și acum este plecată la veșnicie, și mereu am admirat-o cu cât curaj a dus ea lupta cu această boală. Și asta iar înseamnă, vedeți, nu respingerea crucii, asumarea, știind că e drumul spre înviere. Deci era încurajată de gândul acesta că dincolo de suferință e limanul întâlnirii cu Dumnezeu, al învierii, al intrării într-o atmosferă de iubire de care nu se îndoia. Da, da, da. Pentru că până la urmă, Părinte Daniel, și-ați zis că a învia înseamnă a crește tot timpul în ceea ce Dumnezeu îți dăruiește, iubirea. Și te întâlnești cu acea iubire înțelegând-o și făcând-o să crească în tine. Până la urmă, pornind desigur de la apropiatele persoane și realități din jurul tău, da, și mergând cât mai departe. Cât de departe poți să ajungi? Aici, dacă îmi dați voie, poate aș concretiza un pic, că noi am vorbit despre iubire în general, știți? Și dumneavoastră ați definit, de fapt, câteva elemente și a spus că iubirea a fost în crucea Mântuitorului, în trăire, a iubi... Iubire de la Dumnezeu. Da. Dar în momentul în care vorbim despre iubire, iubirea noastră, cum iubesc eu un om? Că asta iar e foarte important, că spunem înviem crescând în iubire, nu? Da, da. Încercăm să concluzionăm acum. Cum cresc în iubire? Și în iubire cresc, sau îl iubesc pe celălalt, dacă trăiesc viața lui. Pentru că Mântuitorul Hristos cum ne-a iubit? Trăim viața noastră. Adică a intrat în pielea noastră, în trupul nostru, s-a împielițat. Cum foarte frumos spune chiar primul crez, da, când n-aveam termenul de întrupare, în secolul XVI la Coresi, foarte frumos, s-a împelițat de Fecioara Maria. Da, un cuvânt care are și alte sensuri. Sigur că populare. Sunt și alte elemente, așa cum spuneți, dar e foarte interesant. A luat trup, a devenit om, a intrat în pielea noastră, a trecut prin moarte, le-a trăit pe toate. Adică ce a făcut Hristos? A trăit viața noastră, dar cu un singur lucru în plus, pe care noi nu-l avem. Ne-a scos și de moarte. El poate trece dincolo de moarte. Noi le trăim pe toate până în moarte, dar în moarte ne trebuie un prieten. Și asta e foarte important.
te lasă mașina pe drum, trebuie să vină, nu știu, ACR-ul să te remorcheze, că nu treci mai departe, dacă nu, sau poți să, un mecanic bun, da? Ce faci când rămâi în fața morții, singur? N-ai nicio șansă. Și ce trebuie să faci? Îți trebuie un ajutor. Acel ajutor este Hristos, cel care a biruit moartea. Și cu El treci dincolo de moarte. Și asta e foarte important. Și ca să trecem, de aici e greutatea. Vă dau un exemplu din viața mea recentă. Sunt situații când oamenii din jurul tău au nevoie de ajutor. Și e foarte greu de pus măsura cât de mult îi ajuți pe ei și cât de mult îți mai vezi și de viața ta, pentru că tu le ai pe ale tale de împlinit. Dacă iubirea înseamnă a trăi viața celuilalt, ce faci când ai un frate bolnav? Cât de mult îți lași din ale tale să fii alături de el? Ce faci când ai mama bolnavă? Ce faci când ai un prieten bolnav? Putem noi trăi viața celuilalt? Și vedeți, aici intervine deja o altă problemă a măsurii. Am întâlnit oameni care se lasă pe ei și trăiesc într-un mod extraordinar pentru ceilalți. Am întâlnit alții care nu pot. Un altruism dus la, și la atunci, extrem, am zis. Da, și atunci asta poate ar fi, acesta ar fi drumul învierii. După aia intervin pe lângă aceste coordonate ale caracteristicilor sufletești, identitare ale fiecăruia dintre noi, contextul în care trăiești. Tu ai un serviciu. Tata e bolnav. Cum poți? Ar vrea să fii mai mult cu el sau destul de des lângă el. Poate nu ești nici în același oraș. Cum poți să fii alături de el, să-l ajuți mai mult? Cum trăim? Vedeți? Și atunci revenim la ceea ce numeam concretețea învierii, care e foarte greu de realizat. Da. Dar măcar la nivelul teoretic, acum, în emisiunea aceasta, rămânem cu câteva gânduri. Am putea să spunem că sunt câteva sinonime ale învierii personale. Să fii altruist, adică orientat spre alții, iubindu-i și de singur totul cu convingerea credinței că Hristos a înviat tocmai ca să-ți dea ție putere să faci lucrurile astea și să crească în tine puterea Lui, cu puterea cu care de fapt a biruit moartea. O moarte care se înglodează în noi prin tot ceea ce ne trage în jos, nu? Ce ne face să facem rău în viață. Suntem la final, Daniel. Și adăugând poate la ceea ce ați concluzionat foarte frumos și elementul cu care am început, că dacă vedem moarte încă în jurul nostru, asta înseamnă că prin învierea Lui, Mântuitorul Hristos nu a anulat moartea, și insist pe lucrul ăsta, ca despărțirea sufletului de trup, ci a biruit moartea. Această despărțire în credință, prin credința noastră și printr-o relație intimă cu acest Dumnezeu care a biruit moartea, ne dăjduim să fie puterea care ne duce și pe noi dincolo de moarte, chiar dacă nu putem palpabil, cum să spun, simți și înțelege și trăi în totalitate această taină, ci este numai o mică pregustare pe care poate mai pot cita, cred că ceva în câteva secunde. A trăit-o foarte frumos Părintele Porfirie din Muntele Athos, din Cafsok Alivia, care a spus următorul lucru când a fost călugărit. În momentul în care am fost făcut călugăr, adică când am murit pentru lumea asta, am simțit că sunt nemuritor. Și cred că avem experiențele acestea în Sfânta Liturghie, în împărtășanie, în rugăciune și simțim cum nemurirea face parte un pic din noi. Un alt paradox. Simți că devii nemuritor în momentul în care mori. Da. Da. Încheiem, pentru că învierea e o realitate a paradoxurilor. E o taină, că de fapt, până la urmă, de asta creștinismul este un mod de a trăi al tainelor, al misterului în credință. Părinte Daniel Benga, mulțumesc că ne-ați împărtășit gândurile frumoase în Săptămâna Luminată. Să vă lumineze Dumnezeu în continuare pe unde mergeți și să mai veniți să ne mai spuneți câteva cuvinte aici la Trinitas TV. Mulțumesc dumneavoastră, dragi telespectatori, Hristos a înviat!